Dacă aș aduna toate golele, nu cred că e o ipoteză de lucru. Dacă mi le-aș da și ați scrie caracterizarea personală. M-am născut în data de, am crescut acolo, a făcut asta pe parcursul vieții. Cred că dacă aș lua golele și aș citi una după alta, aș rămâne impresionat de părerile bune pe care le aveți despre voi înșiși. Că și mie, dacă mi-ați dat să fac o caracterizare, aș zice doar nașii, prost să vă spun toate păcatele și năzbutile din viața mea. Aș vorbi frumos despre mine, nu? Ce ziceți? Cu toate că aveți o părere foarte bună despre dumneavoastră, fiecare dreptul lui personal, și dacă aș fi să vă întreb ce fel de om sunteți, mi-a spune, domnule, așa cum zice o poezie, eu nu beau, nu fac trafic, casa nimănui nu stric, la biserică mă duc și la Paști și la Crăciun. Sunt un om de treabă. Sigur, fiecare ar spune la fel. Și eu, ca predicator, ar zice la fel. Fără să intrăm în detalii și fără să intrăm în zona gri sau în zona neagră, unde se află acolo multe probleme care îți afectează cugetul și conștiința. Dar vreau să spun că, indiferent de părerea bună pe care o despre tine în seara aceasta, pe lângă caracterizarea ta personală, și o vedem imediat cum apare în Biblie, mai am să-ți aduc în fața ta patru caracterizări și ele vorbesc despre tine. Ești curios să afli cine ești? Mântuitorul zice într-o împrejurare, face o afirmație care îi termină pe aia din vremea lui, îi șochează. Mai ales că el n-a fost privit ca un mântuitor, ci a fost privit ca un rebel al vremii, un răzvrătit, unul care nu se supune fariseilor și cărtoarelor, unul care predică la oameni prin pustie și duce poporul în rădăcire. Așa era privit atunci. Și zice la un moment dat, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric. Și va avea lumină. Și au zis și zic așa. Când mântuitorul zice, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine, nu va umbla prin întuneric, zice, păi da, tu zici asta despre tine. Că fiecare are o părere bună despre sine. Dar mărturia ta nu e adevărată dacă nu vii cu dovezi. Și mântuitorul zice, e adevărat că în legea voastră, în legea lui Moise dată poporul evreu, în legea voastră spune că o mărturie nu trebuie primită, nu trebuie acceptată ca fiind reală, adevărată, numai dacă are dovadă, încă una. Adică trebuie să fie două mărturii. Eu spun despre mine un lucru, același lucru trebuie să mai spună încă cineva și atunci sunt credibil. Și Mântuitorul zice, dacă eu vorbesc despre mine, mărturia mea nu e adevărată. Dar textul pe care l-am citit, Mântuitorul vine și demontează pe ăștia cu logica și cu teologia lor și spune așa. Dar auziți bine, zice Mântuitorul. Versetul 31. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu e adevărată. Să nu o primiți. Că, într-adevăr, așa spune legea voastră, trebuie să fie cel puțin două mărturii ca să fiu credibil. Dar voi ziceți că e numai mărturia mea. Prin urmare, nu sunteți obligați să o primiți. Dar, zice Mântuitorul, ascultați-mă bine. În versetul 39, ultimul verset citit în seara aceasta, cercetați Scripturile, Biblia, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele, auziți, a doua mărturie, da? Mărturia Scripturii. Ele mărturisesc despre mine. Deci zice Iisus până acum, odată aveți mărturia mea și e și mărturia Bibliei. Și într-adevăr, dacă răsfoiești Vechiul Testament, vei găsi sute și mii de prorocii care vorbesc despre Domnul nostru Iisus Hristos. Biblia, zice Mântuitorul, Scriptura vorbește despre, mărturisește despre mine. E a doua mărturie. A treia mărturie, zice așa, versetul 36. Eu am o mărturie mai mare decât al Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine. Și el a făcut semne, minune, a înviat din morți pe Lazar, a făcut vindecări, predice extraordinare, nu? Deci ceea ce făcea el era a treia mărturie în favoarea lui. Odată era mărturia lui, apoi era mărturia Bibliei despre el. Trei, era mărturia faptelor lui, a comportamentului. 4, zice Biblia aici, voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Cine e adevărul? Hristos. Și zice, ați vrut să vă încălziți sau să vă luminați puțin la lumina lui Ioan. Dar Ioan a mărturisit despre mine, spunând, el este acela care. Vedeți, aveți a patra mărturie. Și ce e mai important, zice aici în text, Tatăl, versetul 37, Tatăl care m-a trimis, a mărturisit el însuși despre mine. Cinci caracterizări. A mea personală, ce spun eu despre mine însumi, ce spun oamenii despre mine, ce spune Ioan, sau ce spun oamenii vecini despre tine și despre mine. Trei, ce spune Biblia despre mine, ce spun faptele mele despre mine și, ce mai important, ce zice Dumnezeu despre mine. Da, Doamne.
Sunteți curioși să aflați aceste caracterizări în seara aceasta? Dar s-ar putea pe unii să vă deranjeze. Dacă caracterizarea nu-i tocmai plăcută, s-ar putea să fiți iritați. Dar vă spun din capul locului, dacă ceva o să vă deranjeze din ceea ce spun, puneți pe seama lui Dumnezeu, că eu am să citesc din Biblie și dacă îmi pică rău în dreptul cuiva de aici și omul se simte ofensat, n-ai decât să arunci cu pietre în Dumnezeu. Că eu nu, cum se spune în poporul vorba aia, nu ucideți mesagerul. Eu nu fac altceva decât să vă citesc din Biblie. Și dacă nu vă convine ceva, nu vă place caracterizarea, n-aveți decât să vă răfuiți cu cel care a scris despre dumneavoastră în Scriptură. Haideți să mergem cu prima caracterizare. Ce spui despre tine însuți? Așa cum am spus la începutul predicii, fiecare spune lucruri frumoase. Domnule, eu am crescut într-o casă de oameni corecți, părinți, religioși, am luat la școală, am citit de mic, în Biblie, am fost învățat să spun rugăciunea Tatăl nostru, Născătoare, Înger, Îngerașul meu, a fost la biserică, la slujbe, la liturghie, a fost la vecernie, am ținut puste mari de peste an, un om cu frică de Dumnezeu. O, ce frumos sună dreptul fiecare, așa-i? Dar nu uitați, caracterizarea mea personală trebuie să potrivească cu al lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu spune altceva decât spun eu despre mine, am o problemă, sunt și mincinos pe deasupra, nu? Deci ce spun eu despre mine trebuie să potrivească cu ceea ce spune Dumnezeu. S-a dus un om la templu. În Luca 18, găsiți asta, s-au dus de fapt, dar unul important pentru predica din seara aceasta. Și când s-a dus în față, erau doi. Zice Biblia că unul era fariseu și celălalt era vameș. Acum, dacă studiați cele patru evanghelii, veți constata un lucru, și anume că fariseul era vârful de lance al societății, adică un om din elita societății, un om învățat, cu frică de Dumnezeu. Fariseii erau cei mai religioși oameni ai vremii. Cum ar fi la noastră propriși vârful satului sau gospodarul satului, nu? Eu am concurs dincolo peste Gutinu, în fiecare an e premiat gospodarul satului. Ăla care-i primeat e cel mai gospodar din sat pe anul respectiv. Ei, cel mai lăudat din sat și s-a mai dus acolo, zice un vameș. Dacă citiți iar în Biblie, spune Biblia că vameșii erau puși pe același palier cu femeile adultere. Deci atât de jos era coborât din punct de vedere imoral, că erau pe cel mai jos palier, împreună cu femeile adultere. Deci vârful societății și ultimul om din sat. Cel mai de treabă din sat și ultimul om din sat. Și se duc la templu să se închine. Și ăsta de treabă începe să zică: Doamne Dumnezeule, știți, nu știu dacă ați observat, oamenii gospodari din sat cu frică de Dumnezeu, când se duc la biserică, se duc acolo în față. Ați observat asta? Și întotdeauna bețivul satului sau ultimul om din sat, e rușine să meargă acolo. Are cumva un strân de conștiință și are un oarecare bun simț nativ. Stă undeva deoparte, stă și el acolo pios, ascultă slujba, dar nu se înghesuie lângă el alți cu vază. Cam așa ceva a fost aici. Ăsta, fariseu, s-a dus direct în față și a zis: Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Eu nu sunt hrăpăreț, nedrept, eu nu sunt curvar, nici măcar ca vameșul ăsta. Eu postez de două ori pe săptămână și dau zicea din toate dinturile mele. Celălalt stă deoparte și zicea: Doamne Dumnezeule, ai milă de mine păcătos. Frumoasă caracterizarea făcută de fariseu, nu-i așa? Vă place? Să știți că omul ăla n-a mințit. Că dacă minția, Mântuitorul specifică asta în pildă. Dar omul acela ce spunea era real. Am întâlnit în Biblie două persoane care se laudă cu neprihănirea lor și chiar era așa cum spunea. Uitați-vă, Pavel Apostolul spune în Filipeni, când își face caracterizarea personală, când se caracterizează pe sine, își face autobiografie, și așa, în ce privește legea, auziți cum spunea. Mă impresionează ce zice Pavel. În ce privește legea, legea lui Moise, sunt fără prihană. Ce înseamnă fără prihană? Fără vină. Auziți, evreii aveau 613 legi. Și omul ăsta, Pavel, le-a păzit pe toate cu strictețe. Și a mai fost unul care a venit la Iisus și a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Cunoști poruncile? Da, da. Pe toate, auziți, pe toate le-am păzit cu strictețe din tinerețea mea. Oamenii ăștia excelau. Erau cei mai religioși oameni. Numai că nu contează părerea ta. La urma urmei contează ce zice Dumnezeu despre tine. Amin. Și când a fost vorba de cei doi, unul a zis: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Nu cred că mai ai unul ca mine propriși. Doamne, eu sunt remarcabil. Eu nu scad ăsta. Celălalt zice: Doamne, am milă de mine păcătosul. Și acum, asta e părerea lui. Fiecare își face caracterizare. Unul zice: Doamne, eu sunt remarcabil. Celălalt zice: Doamne, ce vinovat sunt, iartă-mă. Fiecare cu caracterizarea personală. Și acum vine Dumnezeu cu caracterizarea. Și ce? Adevărat vă spun că mai degrabă s-a dus acasă să potine prihănit. Cine? Păcătosul ăla. Deci Dumnezeu nu se întoarce să zică că da, așa e. Am văzut că postești, am văzut că dai zicială, am văzut că ești un om echilibrat,
un om de cuvânt, un om serios, felicitări. Nu i-a zis așa? Și o fi caracterizarea asta, dar nu-mi place. Parcă tu mai plăcută e asta. De aceea vă spun, ăsta se duce acasă căcătit, neprihănit. Eu o proverbă în limba română care spune, tot la școală am învățat. Lauda de ce stare? E adevărată? Auziți ce zice Dumnezeu apostolilor? Voi, când veți fi împlinit toată legea, toată Scriptura, toată Biblia, să ziceți, nu mai e, Doamne, unul ca mine în plopiș. Așa? Când veți împlini toată Biblia, care e omul de aici care a împlinit toată Biblia? Care poate zice ca Pavel sau ca și tânărul la bugat? În ce privește Biblia, fără prihană, eu n-am inimă. Eu, predicatorul, nu pot să spun asta. Poți să spui, poți să afirmi. Și Biblia zice așa, dacă tu ai fi împlinit toată Biblia, să zici așa, suntem sau sunt un rob netremnic. Am făcut ce eram dator. Deja nu prea sună bine caracterizarea, așa e? Să vedeți ce mai urmează. Deci rețineți, întotdeauna când vorbim despre noi altora, întotdeauna avem păreri bune despre noi. Gândiți-vă la Iov, mult încercatul Iov. Zice Biblia că după ce Dumnezeu i-a luat toată averea, am fost un om bogat, ce mi-a bugat din firă, să-l și-a pierdut toată averea și a falimentat într-o săptămână, s-au dus toate. Și animale și tot. Apoi zice Biblia că i-au murit 10 copii, a avut 10 copii, imaginați-vă să ai 10 sicrie în curte. Au avut o vecină, a avut 5 copii. A murit un copil la aproape la 60 de ani, fost coleg de clasă cu sora mea mai mare, cu 6 ani mai mare decât mine. Și când s-a îmbolnăvit la câțiva ani de zile, al doilea copil s-a îmbolnăvit tot de cancer, a venit și a zis către soția mea așa, Doamna Livia, dacă moare și ăsta mă stric de cap. Și a murit și al doilea și s-a blocat vorbirea, n-a mai putut vorbi. Venea la noi dimineața câteodată să ceară chibrite sau să ceară ceva zahăr și și trebuie să soția să întrebe, ce dorești, tante Florica? Vrei zahăr? Chibrite? De supărare că au murit doi copii și au rămas trei. Omul ăsta a avut 10 sicrie în curte. N-a mai avut niciun curte. Nu numai atât. Dumnezeu îngăduie să-și șteargă și sănătatea. Tare multă vulvă face acum alergiile. Au după toți oameni că se plâng de alergii. Doamne, să aveți alergii. La capitolul ăsta vă trec pe toți. Eu știu ce înseamnă alergie. Am fost internat în spital două săptămâni cu calmantele cele mai puternice și venea să rup cavea de pe mine. De la niște mânuri de cauciuc. Dermatită de contact. Omul ăsta a avut o asemenea boală că din creștetul capului până în talpa piciorului a luat un ciop, stătea în colbul drumului și acolo cu ciopul toată ziua se scăpina. Și a venit prietenul lui, trei prieteni. Și când l-au văzut, au zis de departe, l-au văzut pe ăsta, pe prietenul lui, pe Iov, cum se chinuie, au venit înaintea lui și Biblia spune așa, citez în memorie. 7 zile și 7 nopți au stat înaintea lui și au plâns, fără să poată să-i adreseze un cuvânt. Atât de jalnic a fost Iov. Și la un moment dat începe primul să zică, Iov, ești de plâns, Iov. Mă uit la tine și mi-e milă de tine. Vezi? L-ai supărat pe Dumnezeu. Și ce vorbești? Intervine al doilea, Iov, ți s-a întâmplat asta pentru că tu l-ai jenit pe Dumnezeu. Și nu e adevărat. Intervine al treilea, Iov, dacă stai să scoromonești în istoricul vieții tale, dacă faci un remember, te duci în trecut, undeva ai buctat și acum e timpul socotelor, plătești pentru ce ai făcut. Și atunci, eu am crezut că sunteți niște mângăitori, dar sunteți niște mângăitori supăracioși. Nu am făcut niciun rău. De ce Dumnezeu îmi trimite atâta nenorociri? De ce Dumnezeu îmi ia sănătatea? De ce Dumnezeu îmi omoară copiii? De ce Dumnezeu îmi ia averea și mai mult nevasta care trebuie să fie alături de mine la bine și la greu? Când a venit greu, mi-a întors spatele și am zis, ești un bleastă-mă pe Dumnezeu și mă rog, de ce stare a ajuns? De ce Dumnezeu m-a adus așa nenorocit că eu n-am nicio vină? Pe ce discută mai multă vreme, la un moment dat zice Dumnezeu că trebuie așa. Eu, auzi, spune prietenul tău să facă liniște. Și acum eu vorbesc, zice Dumnezeu, și tu, Iov, ești el și ascult. Și Dumnezeu începe să se vorbească cu Iov. Iov, știi tu unde e găinușa, știi tu unde e ursa mare, carul mare și carul mic, știi tu unde e Orionul, știi tu cum fată caprele sălbatice, știi tu Leviatanul și poartă cu imaginația prin toată creația. Și când a terminat, se întâmplă ce zicea odată un arhitect pocăit. Fraților, eu când mă uit la o clădire, nu văd forme geometrice și culori, cum vedeți dumneavoastră, nu văd o arhitectură, ci văd în spatele clădirii acea minte iscusită care a gândit și a proiectat clădirea asta. Eu s-a uitat la creația Dumnezeu și a zis ce zice. Doamne, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine. Amen.
Dar acum ochii mei te-au văzut. Bravo, Zotul Dumnezeu. A văzut lucrarea lui și a dat seama cine e autorul. De aceea, când văd cine și ce ești tu, mă uit la mine, Doamne, mi-e scârbă de mine și mă bucuiesc în sar și cenușă. Altă caracterizare, așa-i? Caracterizarea lui om era așa. Eu nu sunt de vină. Eu am făcut așa și așa. Eu am fost ochi pentru la ori, gură pentru mut, mână pentru ciung, picior pentru la șchiop. Eu am ajutat văduva, eu am ajutat pe ăla, i-am dat la ăla, i-am crescut copiii, am ajutat sărmanii, i-am îmbrăcat, le-am dat de mâncare. Care mă puteți spune lângă mine? Niciunul. Eu am făcut astea. De ce Dumnezeu? Și când se întâlnește cu Dumnezeu, zice, și a schimbat caracterizarea așa. Ce părere ai despre tine însuți? Contează să fii sincer la Dumnezeu. Amin, amin. A doua caracterizare este caracterizarea Scripturii. Dacă tu ai o părere bună despre tine, vreau să spun că Scriptura nu o are și caracterizarea pe care Dumnezeu ți-o face nu numai ție, și mie, fiecărui muritor, este următoarea. Vă citesc din Biblie. Uitați ce spune Biblia despre tine și despre mine, despre toți oamenii. După cum este scris, asta spune Biblia despre tine și despre mine, nu este niciun om neprihănit. Niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu toată intenția, cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Versetul 23. Că toți au păcătuit și sunt lipsiți pe slava lui Dumnezeu. Vă place caracterizarea asta? Haideți să mergem iar așa, că așa înțelege mai bine cu lucruri mici, mărunte, înțelege mai bine pe cele mari. Haideți și crește în bancă și colegul scrie în caracterizare despre tine, caracterizarea făcută de el. Că tu ești un om păcătos, un om nedrebnic, un om de nimic. Așa e că la pauză le bate. Vine pauză, așa e? Sau, iar scuteci tu cum ne-a arătat când eram mici, ți se încarcă carul și vine vremea când ți-o întorc. Așa e? Că știm să fim răzbunători. De-aia gândește-te bine. Caracterizarea pe care Biblia o face despre tine este sau nu este adevărată? S-a citit în seara aceasta la ora de rugăciune. Cine zice că nu are păcat, adevărul nu este în el și îl face mincinos pe Dumnezeu. Noi toți suntem vinovați, așa-i? Și după ce vedem ce spune Scriptura despre noi, mai când ne venim o leacă în fire și începem să recunoaștem faptul că da, caracterizarea făcută de mine, de fapt, nu-i chiar așa, că trebuie să mai adaug și ce spune Biblia, așa anume, că în trecutul meu am și eu ceva pe conștiință. Și acelea umbresc fericirea vieții și le cad până pe tot restul vieții. Și acelea îmi produc multă tulburare și multă neliniște. Zice David la un moment dat în Psalmul 51 când am păcătuit. Auzi ce zice David? Dacă ești interesat de viața sufletului tău, deci dacă nu ești interesat mai de trup, adică nu ești interesat mai casă, mașină, pământ, bani, astea toate sunt pentru trup. Și când ai murit, s-au dus. Și banii din cont, la fel spunea cineva, banii nu se termină, dar cât cheltuie, dat sunt ai tăi. Ceilalți rămân, la nepoți, la copii, la... dar cât cheltuie sunt ai tăi, ceilalți nu sunt ai tăi. Dacă ești interesat numai pentru pământ, atunci pentru trup, atunci predica mea de seara aceasta nu te atinge. Dacă ești interesat de suflet, trebuie să recunoști că și tu și eu avem o mare problemă. Și problema pe care noi o avem este problema păcatului. Și problema păcatului produce multă tulburare. David zice așa, păcatul meu stă necurmat înaintea ochilor mei. Ziua îl văd cu ochii deschiși, noaptea nu pot să dorm. Doamne, împotriva ta păcătuit. Doamne, zidește în mine o inimă curată, pune în mine un duh nou și statornic. Doamne, păcatul mă chimie. Păcatul din trecut pe care l-a săvârșit. Când ai fost de 18 ani? Când ai fost de 30 de ani? Sau când ai fost de 10 ani? Păcatul acela te urmărește toată viața. Și câtă vreme îl ai la purtător și l-ai scăpat de el, îți va opri toată fericirea vieții. Căci toți au păcătuit și s-au lipsit de slava lui Dumnezeu. A treia mărturie este mărturia lucrărilor, a faptelor tale. Ce fapte faci? Are mărturisesc despre tine. Știți că mai zice mai de câte unul din ăsta, lasă-mă și ăla, că ăla a făcut așa, și-a bătut nevasta, a umblat cu aia, ăla a furat, ăla s-a bătut la bufet, a făcut scandal, a spart nu știu ce, a făcut de ani de pușcărie și ce caracterizăm facem noi despre alții, nu-ți vine să crezi. Hai să vedem lucrările pe care tu le faci și spun ele despre tine. Caracterizarea ta, caracterizarea mea poate să impresioneze pe mine, dar pe Dumnezeu nu putem păcăli. Biblia spune că toți suntem vinovați. Și în ziua judecății zice Biblia așa. Când va veni Fiul omului, Matei capitolul 25, versetul 31. Nu o să citesc toate versetele de aici, ca să nu pierdem timp.
Când a venit Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va aședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Ne întâlnim din nou atunci. Țineți minte, chiar dacă nu ne mai vedem aici. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta, capul la stânga. Și împăratul va zice celor de la dreapta. Veniți, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la temerea lumii. Mai scurt, veniți binecuvântații Tatălui în rai că, și auziți, ce mărturisesc faptele despre oamenii ăștia. Am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și așa vă zice, stai. Că nu e socotelile cu timpul. Că n-ai trăit în anul 2024 și tu, Doamne, trăit în urmă cu 2000 de ani. Distanță în timp de 2000 de ani. Nu ne-am intersectat, n-am fost contemporan. Când ai fost în temniță și ne-am vizitat? Când ai fost, nu pentru jafuri, în temniță pentru prigonit, ca pentru Hristos. Pentru că ai depus mărturie. Nu în temniță că, știu, ai spart, ai ucis, ai... Nu, în temniță, pentru că ai mărturisit pe Hristos. La asta se referă. Când ai fost tu și noi nu te-am văzut și nu te-am vizitat? Sau când ai fost și te-am văzut și te-am vizitat? Și le va zice, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați frații mei, mie le-ați făcut. Cu alte cuvinte, Mântuitorul se identifică cu personajele din acest text. Și anume, dacă duminica aceasta care urmează, azi vine, da, vine, unui zile. Poi mâine, te duci la spital și vizitezi pe cineva, nu uita, potrivit cu ce spune Biblia, în pielea acelui personaj pe care îl vizitezi, este Fiul lui Dumnezeu. Nu o să aibă chipul lui Dumnezeu, probabil, va fi un om, unui bun sau poate un om suferit, un om trist, cu fața căzută, poate plângând, abia așteaptă să facă bine, să meargă acasă. Faptul că l-ai vizitat, zice Dumnezeu, pe mine m-ai vizitat, că el se identifică cu acele personaje. Și apoi va zice celor de la stânga. Duceți-vă, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerului, că a fost flământ, nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete, nu mi-ați dat de băut, a fost dezbrăcat, nu m-ați îmbrăcat, a fost bolnav, nu m-ați vizitat, a fost în temniță, n-ați venit pe... Doamne, dar când ai fost tu? Că tu n-ai trăit în vremea, ori de câte ori nu ați făcut aceste lucruri, celor mai neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Asta te întreb, acestea nu sunt numai o parte, vă mai citesc imediat o listă. Cum stai cu faptele și cum stai cu trăirea? Că la teorie toți suntem buni, nu-i așa? Eu mai discut cu oameni, deși atunci când discut cu oameni dau seama că, mereu spun asta, că oamenii suferă de un analfabetism biblic. Și atâția oameni vor să spun ceva de Biblie și își dau cu părerea și nu știu, numai nu le mere, stau pe lângă. Vă mai citesc un text din Cartea Sfântă și uitați-vă dacă vă regăsiți aici, în această caracterizare pe care o face Scriptura. Galateni, capitolul 5, versetul 19, 20 și 21. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Faptele firii pământești. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, horoscopul, citit un cafea, citit un palmă, cărțile de tarot, toate intră aici la... În Biblia Ortodoxă scrie fermecătoria, vrăjitoria. Fermecătoria, termenul arhaic, vechi, nu se mai folosește acum. Vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele sau invidia, ucidele, bețiile. Se vedeți pe bărbați a doua zi de Paște, nu știu, și la asta, așa-i? Umblă bărbații cu stropită a doua zi. Umblă și pe aici. Umblă așa. Vedeți a doua și a treia zi. Auziți? Bețiile. Sunt prins aici. Știți ce spunea preotul ortodox Calistrat într-una din predicile sale? Că poți să te duci la biserică în fiecare zi, să participi la toate slujbele, să ții posturile mari de peste an, să fii cel mai religios om din sat. Dacă te-ai îmbătat și mor, beată, te duci în iad. Că Biblia Ortodoxă spune la fel, bețiile. Mai departe, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Aici am prinsă minciuna, drogul, fumatul și multe alte vicii. De aceea spune și altele. O zice urmează. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, în Biblia Ortodoxă spune, fac cei ce fac unele din acestea, este mai specific, mai exact, cei ce fac unele din acestea, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Am o întrebare. Vei spune probabil, domnule predicator, da, eu n-am luat nevasta nimănui, eu nu m-am dus după alți bărbați, eu n-am spart casa nimănui, n-am furat, eu nu înjur, eu sunt un om de treabă. Dar auziți, printre păcatele alea grosolane, mârșale, urâte, hidoase, sunt așezate câteva parcă nesemnificative. Dacă îți închid ușa raiului. Și auziți cum sună astea. Vrăjbile, certurile,
zavistile, mâniile. Cum nu te mânia pe vecinul tău și pentru asta nu te lasă Dumnezeu în rai? Da! Așa stă aici. Neînțelegerile, invidia că ăla are mașină mai bună ca mea, are pământ mai mult, are casă mai mare, nu-l pot vedea, nu mânca pe nimeni. Pentru asta te duci în iad. Nu trebuie să faci păcate grosolane, grozave, ca să ți se închidă ușa raiului. Biblia spune ce și fac unele dintre acestea. Și dacă unul ai la purtător, ăla nu te lasă să intre în rai. Nu, nimic, zice Biblia, că nimic întinat și spăcat acolo nu intră. Câtă vreme ești aici pe pământ, trebuie să scapi de păcat. Amin. Asta spune Biblia despre noi, despre tine. Dacă te-ai regăsit aici, cu una din aceste păcate, e caracterizarea Bibliei pentru tine. Trebuie să faci ceva. Ești în mare pericol. Nu mai contează caracterizarea făcută de tine. Nu mai contează caracterizarea Scripturii. Contează mai departe faptele pe care le faci, comportamentul tău. Mai mult decât atât, în cântarul lui Dumnezeu, pentru caracterizarea ta, contează foarte mult și părerea vecinului tău. Biblia spune aici, Mântuitorul zice, pe lângă faptul că eu mărturisesc despre mine, Scriptura spune despre mine, lucrările pe care le fac spun despre mine, și Ioan, oamenii, spun despre mine. La un moment dat, Mântuitorul întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Cine sunt eu? Păi unii zic că ești Ieremia, alții că ești Isaia, că ești Ilie, că ești Samuel, că ești unul din proroci. Dar voi? Zice Petru, noi știm cine ești. Cine sunt? Părerea voastră, voi cum mă caracterizați? Asta întreabă Mântuitorul. Caracterizarea oamenilor despre tine, despre Iisus, în cazul acesta. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui. Am o întrebare. Poate să spună vecinul despre tine că tu ești un creștin serios? O mereu expresie de genul creștin practicat și creștin nepracticat. Ce sunt creștin nepracticat? Știți să-mi definiți expresia asta? Oameni buni, ce înseamnă creștin nepracticat? Ăla care nu merge la biserică? Pe la mică știe. Care nu trăiește, pe la mică știe. Prin definiție, creștinul nu poate să fie decât practicat. Ești sau nu ești? Creștinii nu sunt de două feluri, oameni buni, decât de un singur fel. Ăla care ascultă de Dumnezeu și calcă pe urmele lui Hristos. Ăla e creștin, celălalt nu sunt. Creștin practicat și nepracticat e o invenție de la oameni, de la politicieni, de la sociologi, de la oameni care nu cunosc Biblia. Biblia spune că nu există decât un singur fel de creștin. Aleluia. Cel care urmează pe Hristos. Și ăla nu poate fi decât practicat. Ce spun oamenii despre tine? Dacă încă ești în tribunal cu vecinul tău, să știi că asta e o mare problemă. Pentru că caracterizarea oamenilor în favoarea ta sau de favoarea ta contează enorm de mult. 1 Petru capitolul 2, versetul 12, îl dau din memoria. 1 Petru 2, cu 12. Să aveți o purtare bună în mijlocul oamenilor. Ca prin ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rău. Și dați-mi voi să vă spun, am avut o tinerețe și o adolescență în care ziceau colegii că pocăiții se închid în casă și știți astfel de povești. Trag perdelele și fac acolo dezmăț. Ați auzit astfel de... Da? Ne-au frușat cu noroi, ne-au vorbit în fel și chip, da? Auziți, să aveți o purtare bună. Pocăiții trebuie să fie... Atent, nu știu că, cum vii pocăiți mai asta aici, cei ce nu sunteți pocăiți. Nu știu cum sunt pocăiți aici în Plopiș. Dar dacă vedeți că un om e pocăit, trageți-o de mânecă și spune că el trebuie să fie un sfânt. Auziți ce spune de pocăiți? Să aveți o purtare bună în mijlocul neamului sau în mijlocul satului, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători, lasă-mă pocăitul ăla, apodic, ăla redus, ăla rătăcit, sectarul. Prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu. Amin. Pocăiții din Plopiș, dragi pocăiți și dragi nepocăiți. Pocăiții din Plopiș trebuie să fie sfinții satului. Amin. Dumnezeu să vă ajute la asta. Amin. Și să redemonstrați la oameni că de fapt să fii pocăit nu înseamnă să fii sectar, ci înseamnă să fii comportamental altfel de cum sunt ceilalți. Pocăiții care nu se îmbată, pocăiții care nu jură, pocăiții care nu fură, pocăiții care nu curvesc, pocăiții care nu mint, pocăiții care sunt model în vorbire și fapte. Fraților, la asta ne-a chemat Dumnezeu. Să avem o purtare bună. Aleluia. Mărturia mea, caracterizarea mea despre mine, totdeauna să se dacă mă pune să fac caracterizare, vă spun de pe acum, să nu credeți că o să scriu acolo lucrurile. Nu o să scriu, o să sun la lucruri frumoase. La Dumnezeu îi spun toate. Eu nu pot să păcăresc pe Dumnezeu. Trebuie să fiu sincer. Doamne, a făcut și așa, iată.
Că noi avem păreri bune despre noi. Că ne întâlnim cu Dumnezeu, ne scăpă de noi. Contează ce spun oamenii despre tine. Contează ce spune Biblia despre tine. Contează faptele, trăirea, comportamentul tău. Ce mărturisește despre tine. Și cel mai important, contează ce spune Dumnezeu. Amin. Amin. Într-o zi, revin la Iov, într-o zi, diavolul și-a terminat plimbarea pe fața pământului. Și s-a uitat, dacă ar face azi plimbare, s-a uitat la american și a zis, îmi place de ăștia, așa se duc pe topogar. Au luat-o bine. S-a întoarce, s-a uitat la francezi și așa, ăștia au luat-o bine, bine în sens rău, în direcția arătată de el. S-a uitat la norvegieni și ăștia și olandezii, deja da, aleși pentru căsătoria cu homosexuali, le au copiii la creștini, fac aia, îmi place de voi, iar l-o da. Așa-i? Și Dumnezeu mă întreabă pe diavol, ai fost pe pământ, așa e la plimbare, da. Și ce ai văzut? Am văzut oameni, ce fac. Dar pe Iov l-ai văzut? Nu este, au zis ce zice Dumnezeu, oameni buni. Asta e cea mai importantă, caracterizarea pe care ți-o face Dumnezeu. Nu este nimeni ca el. Iov se teme de Dumnezeu și păzește toate poruncile mele. Sigur că da, păi era 10 copii, fete ca lui Nus, în tot satul de frumoase, are pământ, are avere, sănătos, femeie frumoasă. Așa e bine să strunești pe Dumnezeu când ți-e cămara plină. Dar ia-le pe toate, vezi, îți va rămâne credincios. Și le-a luat Dumnezeu pe toate, dar Iov a rămas statornic în sfințenie, credincios lui Dumnezeu. Biblia spune despre un părat că a fost din calea afară de rău. N-a fost cel mai rău, dar printre cei mai răi pe care a avut împărăția lui Israel, printre cei mai răi împărați, Manase a fost cel mai rău, cu toate că a domnit cel mai mult. Interesant. Un împărat cel mai rău din toată istoria poporului evreu a avut domnia cea mai lungă. Și apoi a venit pe tronul un alt împărat idolatru, datorită nevestei lui, și ăla a fost Ahab. Și Dumnezeu rostește împotriva lui Ahab niște nenorociri. Peste casa lui Ahab, zice Dumnezeu, mai duce nenorociri, așa, 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 așa. Și aude Ahab. Și când a auzit, s-a dezbrăcat de hainele împărătești, s-a îmbrăcat cu un sac, un glas merit, pe drum. Și Dumnezeu l-a văzut. Și a zis către Isaia, uite la Ahab, vezi, da, Doamne, frumos, s-a smerit, se pocăiește. Du-te și spune, pentru că a arătat pocăință și smerenie, n-am să mai aduc nenorociri în timpul vieții lui, ci la generații viitoare. Căci Dumnezeu stă potriva celor mândri, dar celor cine e cel smerit, ăla pocăit. Celor smeriți, le dă. Și auziți ce spune acum Dumnezeu despre toți. Despre mine și despre tine în egală măsură. Citesc din reunita predică Apostolului Pavel, pe care o țin în Areopagul Atenei, în aula mare a universității. Apostolul Pavel stă la catedră și predică. Cum a început totul? El predica la oameni pe stradă. Gândiți-vă că vă duceți în piața din Baia Mare, unde e multă lume, sau în centru unde e mai multă lume, și el oprea pe călători și le spunea de Dumnezeu. Și pe stradă sunt tot felul de oameni. Sunt și analfabeți în vremea aceea, erau și oameni savanți, da, oamenii ies, că se amestecă, în mulțime găsesc și deștepți, și proști, și inteligenți, și mai puțin inteligenți, și oameni cu școli, și oameni fără școli. Și l-au auzit vorbind, și ăștia care erau mai inteligenți, profesorii din vremea aceea, l-au auzit că după exprimare, ăsta e un om citit. Și zic, bă, ăsta trebuie să-l duce la academie, că se exprimă frumos, vorbește academic, și pe lângă asta, ceea ce spune el, ceva interesant. L-au dus la academie, l-au pus în aula mare a universității, ei au stat toți profesorii în sală, în amfiteatru, și el la catedră le predică. Și pe final spune așa, Dumnezeu, auziți? Asta sună și pentru cei diplomi, și pentru mine, și pentru toți. Și asta e părerea lui Dumnezeu, caracterizarea lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu nu ține seama de vremea de neștiință și poruncește acum, acum, tuturor oameni, și celor diplomi, și tuturor oameni de pretutindeni să se pocăiască. Când spune că Dumnezeu le poruncește la oameni să se pocăiască, care e caracterizarea lui Dumnezeu vis-a-vis de oameni? Care e? Au nevoie sfinții să se pocăiască? Nu! Păcătoșii trebuie să se pocăiască. Înseamnă că dacă Dumnezeu predică tuturor să se pocăiască, înseamnă că toți sunt vinovați, toți trebuie să se pocăiască, să-și ceară iertare, să-și corecteze viața și să trăiască ca sfinți. Și asta spune Dumnezeu despre tine și despre mine. Indiferent ce părere bune avea despre tine, Dumnezeu știe și când ți-ai jurat soția pe ascult. Ea nu știe. Și când l-ai jurat pe șeful de post. Și când ți-ai înșelat nevastă sau când ți-ai înșelat bărbatul. Știe și când l-ai mințit. Tot ce ai făcut în ascuns, Dumnezeu știe. Și oricâtă caracterizare face, și oricâte cuvinte frumoase și expresii elevate ai folosi și academice, ca să sune frumos, literar și gramatical, vede Dumnezeu conținutul și știe că lipsește ceva de acolo. Știi ce lipsește în caracterizare ta? Păcatele. Dumnezeu le vede și pe acela. Și spune în Eclesiast Dumnezeu așa,
Eclesia zice să ascultăm acum încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Căci Dumnezeu, auziți ce urmează, va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la... La ce? La alea pe care nu le știe soțul. La alea pe care nu le știu soțiile sau copiii. Cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Și păcatele acelea care apasă pe conștiința ta și pe cugetul tău și care stulbură viața de fericire. Mergi înainte cu soțul, cu soția, cu copiii, crezând că este bine, dar din când în când vine imaginea păcatului pe care l-ai săvârșit. Nu poți scăpa de iar. Există o singură soluție să scapi de păcatul tău. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pe tine să se pocăiască. Oameni buni, sunt bune slujbele religioase. E bun cititul Biblie, rugăciunea, mătănile, tot ce ține de, sunt bune, tot ce ține de religie. Niciun rit, niciun ritual și nicio normă religioasă nu-ți poate șterge păcatul tău. Există o singură soluție pentru păcatul tău. Dacă vrei, pentru păcățelul tău. Deși nu cred asta. Toți oamenii au păcătuit vârtos. Există o singură soluție pentru păcătoiul pe care l-ai făcut. Pentru mizerile din viața ta. Sângele Domnului Iisus Hristos. Biblia spune, ne curăță de orice păcat. Amin. Dar Dumnezeu nu iartă păcatele decât acelor oameni care se pocăiesc. Și vreau să închei cu o întâmplare pe care am rostit-o 16 ani și de obicei o spun la următoare. Un caz de real. Și dați-mi voie să o repet și închei cu asta. Ca să înțelegeți un adevăr biblic. Un episcop din București a fost întrebat de un reporter. Preasfinția ta, cine învață Sfânta Carte? Cine merge în rai și cine merge în iad? Și ăsta a stat puțin și a cumpănit și apoi cu o vorbă liniștită și blajină a zis: în iad se vor duce oamenii păcătoși. Am stat puțin, a gândit și apoi a zis iar liniștit, iar în rai se vor duce oamenii păcătoși. Și a rămas reporterul tare culpat. Deși dacă, atenție, dacă cădeți pe mâna unui reporter, veți constata un lucru, știu ce vorbesc. Una spuneți și alta apare în presă. Nimeni nu se pricepe mai bine ca jurnaliștii să răstămălcească vorbele pe care spui. Și fac asta cu politicienii și hărțuiesc la greu. Ăia vor să spună ceva și presa interpretează altceva. Habar n-au de Biblie. Reporterii habar, după cum n-au habar, aproape toți românii habar n-au de Scriptură. Dar și-a dat seama că n-are logică. Că oamenii răi, ia, păi, oamenii răi cu dracul și sfinții cu Dumnezeu. Și a zis preasfântul ăsta că se duc păcătoși, o crește și preasfântul. Și a încercat să corecteze. Preasfinția ta așa e că păcătoșii ei se duc unde-i dracu, că l-au slujit și merg în iad, dar cer merg sfinții. Nu! Păcătoșii merg în iad și păcătoșii merg în rai. Păi nu preasfinția ta. Aia în rai e rai. Da? Biblia spune și la dumneavoastră v-am dat în seara aceasta, Roman 3:23, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar unii se duc cu păcatele lor în iad neiertați și alții își cer de la Dumnezeu iertare și promit că nu mai fac, își schimbă viața și atunci se întâmplă un miracol. Sângele Domnului Iisus curăță de orice păcat și așa scapă de cazier și se deschide ușa la noi. Oameni buni, la asta se rezumă mântuirea. Că noi am făcut religii și fiecare pe calea lui, crezând că fiecare are adevărul. Asta sunt invenții omenești. Dumnezeu a pregătit mântuirea atât de simplă ca să o priceapă și academicianul și omul fără școală. Dacă vrei, poți. Depinde de tine dacă în seara aceasta vei accepta să te pocăiești, să schimbi viața. Eu îmi doresc din tot sufletul să ți se deschidă ușa raiului în seara aceasta. Fiți binecuvântați. Amin.